Caz incredibil în Vrancea. O fetiță de doar 12 ani a fost amenințată, șantajată, bătută și violată timp de mai multe luni de un bărbat. Individul ar fi deținut și materiale pornografice cu minora pe care le-a distribuit altor persoane pe rețelele de socializare. Acesta a fost arestat preventiv, iar acum este în custodia autorităților. Fata de doar 12 ani din județul Vrancea ar fi fost amenințată, bătută și violată timp de mai multe luni de un bărbat care reușise să îi câștige încrederea, iar copila dezvoltase sentimente față de acesta. Individul a profitat de naivitatea fetei și de atașamentul pe care îl dezvoltase față de el. Văzându-se într-un context ideal, bărbatul și-a pus în aplicare gândurile meschine, începând cu șantaj și grooming. Investigațiile efectuate au relevat că individul ar fi realizat cu telefonul mobil mai multe filmulețe din timpul actelor sexuale cu minora de 12 ani, pe care le-ar fi distribuit cu lejeritate altor persoane pe rețelele de socializare. Cel mai recent a fost înregistrat în data de 3 aprilie, potrivit cercetătorilor. În speranța că vor găsi mai multe dovezi pentru cele acuzate, anchetatorii au scos la iveală informații cheie pentru caz. În perioada în care el însuși era minor, tânărul ar fi exercitat acte de violență fizică și psihică asupra victimei și ar fi șantajat-o pentru a o determina să țină relații sexuale. După cele descoperite, au fost puse în executare 8 mandate de aducere, iar procurorii DIICOT Vrancea l-au reținut preventiv pentru 30 de zile pe bărbat, care este cercetat acum pentru infracțiunile de viol săvârșit asupra unui minor în formă continuată, pornografie infantilă, lovire și alte violențe, șantaj și amenințare.